Astăzi este sărbătoarea omului răscumpărat, ziua sfântă și măreață, când Hristos a înviat. Aleluia, aleluia, Domnul fie lăudat. Aleluia, aleluia, căci din morți a mormânt apare un înger în lumină înveșmântat și femeilor le spune: nu e aici a înviat. Aleluia, aleluia, Domnul fie lăudat. Aleluia, aleluia, căci din morți a înviat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, pacea să fie cu voi. Iubiți frați și surori care sunteți în comuniune directă cu noi, cei din Catedrala Romano-Catolică din Iași, pentru a participa la cateheza anunțată pentru ziua de miercuri și de apoi și în ziua de vineri, fiecare săptămână din acest timp sfânt al Paștelui. Ne predispunem acum sufletește pentru a lua parte cu mult folos la aceste cateheze, invocându-L pe Duhul Sfânt cu lumina și cu darurile sale. Sfinte lumina lină al vieții noastre dăruitor, vino din ceruri, dă-ne lumină și fine astăzi mângâie. Calea cea bună dreaptă și într-o păcate ne-am cufundat. Vino, Stăpâne, toți te așteaptă, ești ca un soare prea Dumnezeule, care prin luminarea Duhului Sfânt ai învățat inimile credincioșilor Tăi, dă-ne, Te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Dragi surori și frați întru Hristos, suntem în anul liturgic bisericesc 2019-2020, an care în biserica noastră catolică de rit latin începe cu prima duminică din Advent,
și se încheie cu solemnitatea lui Hristos Rege. Acest an liturgic, care este și primul în slujirea mea episcopală în dieceza de Iași, l-am dedicat Sfintei Liturghii, pentru că este de o importanță colosală pentru noi preoții și pentru credincioșii laici să cunoască cât mai bine taina Sfintei Liturghii, să participe la ea preoții, să o celebreze cu pietate și să tragă foloasele cuvenite pentru viața de credință. Ne vom convinge pe parcursul acestor cateheze ce mare importanță pentru viața noastră creștină are Sfânta Liturghie. Anul Sfintei Liturghii ne oferă tuturor posibilitatea de a redescoperi frumusețea comuniunii noastre, legăturii noastre cu Dumnezeu, pe care o trăim la fiecare Sfântă Liturghie, la fiecare celebrare euharistică. Pentru a înlesni această redescoperire a frumuseții comuniunii noastre cu Dumnezeu, oficiul pentru pastorația liturgică și sacramente a diecezii noastre, oficiu care este condus de părintele Daniel Iacobuț, director spiritual la Institutul nostru teologic romano-catolic din Iași, a pregătit o serie de 10 cateheze liturgice, fiind puse la dispoziția tuturor preoților din dieceza noastră, ca și credincioșilor laici, le puteți găsi oricând pe site-ul episcopiei noastre, despre Sfânta Liturghie. Textul acestor 10 cateheze liturgice poate fi folosit drept punct de plecare pentru toate catehezele pe care le-am cerut preoților, cateheților, să le facă în acest an liturgic, în toate comunitățile noastre, dar în același timp pot servi pentru fiecare dintre noi, și preoți, și credincioși laici, ca un instrument util pentru meditație personală, ca să putem înțelege cât mai bine misterul acestei taine dumnezeiești, Sfânta Liturghie. Intenția de fond a acestor cateheze liturgice va fi să dezvăluie ceea ce Dumnezeu săvârșește cu noi, oamenii, la fiecare Sfântă Liturghie. Putem merge cu gândul la cina de taină în Joia Sfântă, atunci când Iisus a celebrat prima Sfântă Liturghie și când a instituit Sfânta Preoție și când a decretat cea mai mare poruncă din lege, porunca iubirii, când după ce Iisus a spălat picioarele apostolilor, se îndreaptă către fiecare, pentru că toți au rămas nedumeriți, uimiți. Cum adică învățătorul nostru, maestrul nostru, să ne spele nouă picioarele? Nu s-a pomenit niciodată așa ceva pe fața pământului. Iisus le pune întrebarea aceasta după ce le spală picioarele: înțelegeți voi ceea ce am făcut eu acum pentru voi? Această întrebare a rămas, rămâne și va rămâne în continuare să ne atingă pe fiecare dintre noi. Și celebranții Sfintei Liturghii, preoții și credincioșii laici.
Atunci când participăm la celebrarea Sfintei Liturghii, să auzim aceeași întrebare din partea lui Iisus: înțelegi tu, preotule, care celebrezi, și tu, credinciosule, care particip la Sfânta Liturghie, înțelegi ce fac eu, Hristos, răscumpărătorul tău, pentru tine? Și după ce noi vom înțelege din aceste cateheze mai mult și mai bine minunăția acestei taine, s-o putem explica la rândul nostru și altora, pentru că n-avem voie să ținem pentru noi aceste lucruri sfinte. Trebuie să le comunicăm și altora. Așa cum Iisus i-a cerut Mariei Magdalena, care s-a bucurat enorm când l-a văzut pe Iisus înviat. Îl credea mort pentru totdeauna. Iată, îi apare înviat și ea atunci vrea să-l cuprindă. Ea să se bucure numai ea de învierea lui Iisus. Iisus nu mă atinge. Du-te și spune fraților mei că m-ai văzut, că sunt viu. Ai timp să stai cu mine o veșnicie întreagă, și noi toți la fel, dar n-avem voie să ținem doar pentru noi aceste învățături sfinte, ci fiecare cu darul primit să comunice și altora, să-i conducă și pe alții la același izvor de mântuire veșnică, care este Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Să încercăm în aceste cateheze să ne lăsăm formați, să ne lăsăm instruiți, educați, ascultând de fiecare dată glasul lui Iisus. Îl avem în Apocalipsul Sfântului Ioan, capitolul 3, versetul 20, ultima carte a Bibliei. Iată, eu stau la ușă și bat. Glasul lui Iisus. Dacă cineva ascultă glasul meu și îmi deschide, voi intra la el și voi sta la masă cu el și el cu mine. Apocalips 3 cu 20. Iubiți surori și frați întru Hristos, după ce săptămâna trecută, în cele două zile, miercuri și vineri, am voit să fac o prezentare generală asupra câtorva norme liturgice în dieceza noastră de Iași, și în acest sens am explicat, ca apoi să putem înțelege mai bine cele 10 cateheze pe care astăzi le începem propriu-zis, și anume despre spațiul liturgic, scaunul prezidențial, ambonul sau pupitru, de unde se citesc lecturile, și masa de jertfă, altarul, asta ca spațiu liturgic, apoi câteva cuvinte despre cântul liturgic care însoțește celebrarea euharistică, Sfânta Liturghie, și arta de a celebra Sfânta Liturghie, că este realmente o artă să celebrezi frumos, demn, respectând normele stabilite de biserică pentru fiecare Sfântă Liturghie. Și am văzut în acest sens arta de a celebra îngenunchierea, înclinarea profundă sau ușoară a corpului, înclinarea capului, de asemenea tăcerea și rolul tăcerii sacre în timpul Sfintei Liturghii, rugăciunea euharistică este centrală în celebrarea unei Sfinte Liturghii și alte detalii de felul acesta. Acum putem intra în miezul problemei, cum se spune, în jertfa Sfintei Liturghii, celebrarea ei, astăzi având ca titlu cateheza Sfânta Liturghie,
inima bisericii. Și ne vom pune următoarele întrebări. De ce spunem Euharistia este inima bisericii? A doua întrebare. Cum putem intra noi în taina, că este o taină, Sfânta Liturghie? Cum putem intra noi în taina Sfintei Liturghii? A treia întrebare. Ce înseamnă liturgia? E foarte important pentru noi să știm ce înseamnă liturgia. Altă întrebare, când începe Sfânta Liturghie? Și după aceea vom intra bucățică cu bucățică ca să explicăm Sfânta Liturghie în detalii. Așadar, prima întrebare, de ce spunem că Sfânta Liturghie este inima bisericii? Facem această asemănare pentru că ceea ce înseamnă inima din corpul nostru, din trupul nostru, și rolul pe care îl are inima în trupul nostru, cea care pompează sângele în tot organismul și ne face să fim vii, când nu mai bate inima, suntem morți. Și suntem duși la groapă, înmormântați. Trupul nu poate trăi fără inimă, fără ca inima să bată. Ceea ce înseamnă inima pentru trupul nostru, aceea înseamnă Sfânta Liturghie pentru viața bisericii. Nu putem concepe biserică, și biserica înseamnă nu construcția bisericii, ce înseamnă oameni, comunitate, oameni care cred. Nu putem vorbi despre biserică fără Sfânta Liturghie. Este inima vie a bisericii, Sfânta Liturghie. Și așa cum inima are bătăile ei, și anume mișcările acestea, cum am învățat la anatomie, mișcare de contracție și una de relaxare, așa este Sfânta Liturghie pentru viața bisericii. Cum putem noi intra în taina Sfintei Liturghii? Dacă ați sesizat, una din formulele de introducere la Sfânta Liturghie este aceasta, îndemnul preotului, să ne recunoaștem păcatele ca să putem lua parte, cum se cuvine, la celebrarea Sfintelor Taine. Cum putem intra noi în aceste taine sfinte de la Sfânta Liturghie? Când participăm la Sfânta Liturghie, noi participăm plin de uimire și de credință la celebrarea Sfintelor Taine, că sunt mai multe. De altfel, religia este plină de taine, de mistere. Atunci se actualizează pentru noi ceea ce a orânduit Iisus Hristos la cina de taină, jertfa trupului și sângelui său, jertfa iubirii care avea să fie oferită Tatălui Ceresc pe lemnul crucii. În această jertfă a crucii și în Sfânta Liturghie care actualizează jertfa crucii lui Iisus, este dezvăluită întreaga iubire a lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii, cum citim în Coloseni 2:2. De aceea, pentru creștini, cuvântul acesta de taină, referitor la Sfânta Liturghie, nu înseamnă în primul rând ceva secret, ceva ascuns, tainic. E și aceasta, dar nu asta înseamnă în primul rând. Când vorbim despre Sfânta Liturghie și spunem că este taină, taina tainelor. Dimpotrivă, taina la Sfânta Liturghie este ceva concret, vizibil, care ne pune în legătură cu realitatea invizibilă a lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu putem vedea cu ochii trupului nostru,
pentru că Dumnezeu nu are trup, de aceea nu-L putem vedea cu ochii trupului, dar putem intra în legătură cu divinitatea, cu această realitate invizibilă a lui Dumnezeu prin taina Sfintei Liturghii, în mod concret, vizibil, folosindu-ne, cum vă voi explica îndată, de multe gesturi, multe rituri, multe rugăciuni, persoanele care sunt prezente la celebrarea acestei taine dumnezeiești, preotul în primul rând și apoi toți ceilalți care sunt în biserică sau participă la Sfânta Liturghie. Deci sunt mai multe taine. Este pâinea și vinul. Ce am învățat noi la catehism de mici? Ce este un sacrament? Euharistia, Sfânta Liturghie, este unul din cele 7 sacramente. Întâi botezul, al doilea mirul, al treilea Euharistia. Euharistia, Sfânta Liturghie. Și când am început să învățăm despre sacramente, prima dată am învățat definiția sacramentului. Ce este un sacrament? Un sacrament sau o taină este un semn văzut. Atenție, deci semn văzut, orânduit de Iisus Hristos, prin care dobândim haruri nevăzute pentru sfințirea și mântuirea sufletelor noastre. Ne referim acum la Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie este un sacrament. Semnele văzute la Sfânta Liturghie, câte sunt? Pe Dumnezeu am spus, nu-L vedem, pentru că este Spirit, este Duh. Nici pe Iisus Hristos nu-L vedem. Dar El vine concret în mijlocul nostru sub chip de pâine și de vin la fiecare Sfântă Liturghie. Și noi putem participa cu folos la Sfânta Liturghie urmărind cu atenție gesturile, riturile, rugăciunile, persoanele. Toate acestea sunt implicate în celebrarea Sfintei Liturghii. Toate acestea sunt mai multe taine și noi trebuie să înțelegem simbolismul, rostul lor. De ce? Că nu venim la Sfânta Liturghie, stăm cu mâna la spate și ne uităm la altar. De la început și până la sfârșit și vom vedea bucățică cu bucățică, fiecare Sfântă Liturghie și ce rol are. Că dacă înțelegem aceste lucruri bine, altfel participăm la fiecare Sfântă Liturghie și beneficiem de roadele infinite pe care le are fiecare Sfântă Liturghie. În aceste gesturi, rituri, rugăciuni, persoane, în acestea este tăinuită și totodată împărtășită venirea lui Hristos în mijlocul nostru, la Sfânta Liturghie. Nu putem fără ele, fără gesturi, fără rituri, fără rugăciuni, fără persoanele, preotul și cei care participă la ea. Pentru a descoperi venirea lui Iisus în mijlocul nostru, avem nevoie de o inimă mare, capabilă să vadă, dincolo de aceste semne externe, sacramentul semn extern. Dincolo de aceste gesturi, de aceste rituri, de aceste rugăciuni, de aceste persoane, să vedem dincolo de ele simbolismul lor, adică și avem nevoie de o inimă, de o inimă care să strige neîncetat. Asemenea bisericii din Cartea Apocalipsului, Maranata, adică vino Doamne Iisuse, ultimele cuvinte ale Bibliei. Așadar, vedeți cum putem intra noi în taina Sfintei Liturghii folosindu-ne de aceste lucruri vizibile, pâinea și vinul, esențiale pentru celebrarea Sfintei Liturghii, gesturile, riturile, rugăciunile și persoanele. Așa putem noi intra în taina Sfintei Liturghii. Dar ce este liturgia? Următoarea întrebare. Termenul de liturgie, vă amintiți, săptămâna trecută am făcut distinție între liturgie și liturghie. Termenul liturgie este larg,
și cuprinde toate celebrările sfinte, atunci când celebrăm oricare din cele 7 sacramente. În cazul de față, Sfânta Liturghie, deci termenul de liturgie este un termen larg în care intră și celebrarea și mai ales celebrarea Sfintei Liturghii. Termenul liturghie ne dezvăluie ceva din esența tainei pe care o celebrăm. Acest cuvânt liturghie provine din contopirea a două cuvinte grecești, laos, care înseamnă popor, și ergon, care înseamnă acțiune, lucrare. Popor, lucrare, lucrarea poporului, dar este și lucrarea lui Dumnezeu. În traducere, liturghie are în același timp două semnificații și vă rog să le rețineți, pornind de la termenul liturghie. Este acțiunea lui Dumnezeu față de poporul său, acea acțiune care de sfințire a poporului, de binecuvântare a poporului, de revărsare asupra poporului a harurilor sale, este acțiunea lui Dumnezeu față de popor, dar în același timp este și lucrarea sau acțiunea poporului pentru Dumnezeu. Să reținem aceste două lucruri, că sunt importante aceste două semnificații. Liturghia nu este un discurs, nu este o povestire, nu este o înșiruire de cuvinte, de gesturi, ci este lucrarea lui Dumnezeu pentru poporul său și lucrarea poporului față de Dumnezeu. Liturghia este acțiunea, este lucrarea cea mai puternică de sfințire pe care Dumnezeu o săvârșește cu poporul său. De aceea am auzit de atâte ori, cred toți, explicându-ne se în diferite predici, că putem să facem noi pomeni cât cuprinde toată viața noastră. Putem să stăm în genunchi de dimineață până seara, în rugăciuni particulare, să ne biciuim, să ținem posturile cele mai severe. Toate la un loc, spun unii sfinți, părinții ai bisericii care au meditat și au înțeles ce înseamnă Sfânta Liturghie, toate acestea la un loc nu valorează cât o Sfântă Liturghie. Așa de valoroasă este Sfânta Liturghie. De aceea spuneam că este lucrarea cea mai puternică de sfințire pe care Dumnezeu o săvârșește pentru poporul său. Dacă îmi înțelege acest lucru, n-am sta acasă când am avea posibilitatea să participăm la Sfântă Liturghie. Am lăsat la o parte toate, știind cât de importantă este liturghia și am participat la ea. Vedeți, eu folosesc cuvântul participare, nu ascultare, că a intrat în limbajul nostru, asta spun în paranteză. Am ascultat Sfânta Liturghie. Este prea puțin. E posibil să asculți pe ureche, să intri și pe alta să iasă. Nu ascult Sfânta Liturghie, particip la Sfânta Liturghie. Adică, ca un actor, fac parte, particip, sunt un membru viu, activ, atunci când sunt în biserică pentru Sfânta Liturghie. Nu numai preotul, dar și credincioșii, participanți. Revin și continui. Spuneam că liturghia este lucrarea cea mai puternică de sfințire pe care Dumnezeu o săvârșește pentru poporul său, dar este, cum spuneam și el, culmea acțiunii noastre. Noi nu putem face ceva mai frumos, mai măreț, să-i oferim, să-i dăm lui Dumnezeu, decât jertfa Fiului Său. O să vin la momentul potrivit ca să înțelegem ofertoriu, spunem noi. Impropriu spus, pentru că este de fapt prezentarea darurilor la momentul pe care îl voi explica în detalii. Noi nu-i oferim lui Dumnezeu pâine, vin sau alte lucruri. Când vedeți la solemnități se aduc în procesiune frumos și preotul le primește. Nu acela este ofertoriu, deci noi spunem mai departe ofertoriu. Dumnezeu nu are nevoie de pâine, de vin, de celelalte lucruri care le aducem noi la Sfânta Liturghie, acelea sunt prezentarea darului nostru.
nu spunem, și o să vedem în detaliu, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul Universului, fiindcă din dărnicia Ta am primit pâinea și apoi vinul pe care ți le oferim, adică ți le prezentăm. După ce ele, pâinea și vinul, devin trupul și sângele lui Iisus, pe acele le oferim lui Dumnezeu. Vedeți lucrarea omului. Dumnezeu care lucrează și ne sfințește, omul care, prin mâinile preotului, îi oferă lui Dumnezeu. Dacă se sesizați la canonul 2 roman, imediat după prefacere, este folosit acest cuvânt. Pâinea și vinul, trupul și sângele lui Iisus, devenit trupul și sângele lui Iisus, pe acestea, Doamne, ți le oferim. Nu putem oferi ceva mai minunat, mai sfânt, mai cuprinzător ce am putea face noi oamenii decât să-i oferim Tatălui, prin mâinile preotului, trupul și sângele Fiului Său, acela care și-a dat viața, s-a frânt pentru noi, pentru ca noi prin El să avem viață. Este foarte important să știm aceste detalii. Următoarea întrebare, când începe Sfânta Liturghie? Pentru că mulți au o părere greșită chiar, spunând, da, liturghia începe când preotul a ajuns la altar și spune numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Nu atunci începe Sfânta Liturghie. Când preotul sau când preotul iese din sacristie, în procesiune cu ministranții, sau nu când preotul spune în numele Tatălui, sau când sună clopoțelul, opa, gata, a început liturghia și auzim că tras clopoțelul. Nu atunci începe Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie începe mult, mult înainte. Începutul efectiv al celebrării este rodul lucrării tainice a iubirii lui Dumnezeu în viața fiecărui creștin. De aceea Dumnezeu, că am spus că e lucrarea lui Dumnezeu, în primul rând cu noi oamenii, Dumnezeu care ne inspiră prin glasul conștiinței, prin glasul părinților, prin glasul sau trasul clopotului la țară, care se aude în tot satul, sau prin îndemnul îngerului nostru păzitor, că de aia ne-a dat Dumnezeu un înger păzitor, să ne îndemne la bine. Când Dumnezeu, în diferite moduri, strecoară în mintea noastră gândul acesta, du-te la biserică, începe atunci Sfânta Liturghie. Și eu urmez acest glas, mă îmbrac frumos, mă spăl, mă aranjez, așa cum îi demn ca să te duci în casa lui Dumnezeu, în fața stăpânului stăpânilor. Și chiar dacă nu avem haine de lux, că n-au toți posibilitate, iar cei care le îmbracă să nu meargă pentru a-și afișa acolo moda în biserică, dacă să o facă din respect, din iubire pentru Dumnezeu, în fața căruia mă duc, împreună cu frații de credință, dar fiecare să meargă la biserică îmbrăcat cu hainele curate, îngrijite, nu cu papucii murdari, să dau un exemplu sau altcumva, din respect pentru casa lui Dumnezeu, pentru acela cu care mă întâlnesc eu în casa lui Dumnezeu, pentru acela care se jertfește pentru mine la Sfânta Liturghie, mă îmbrac cu demnitate, frumos și decent, decent, și asta e foarte important. O să revin la momentul potrivit și asupra îmbrăcăminții când mergem în casa lui Dumnezeu sau la rugăciune. Deci atunci începe Sfânta Liturghie. Dumnezeu mi-a dat gândul acesta, sau prin diferite persoane vine gândul acesta, intenția. Când mama spune copilului, auzi, a tras clopotul, mergem la biserică, gata, ne pregătim. Începe Sfânta Liturghie, cu pregătirea. Și apoi ieșim din casă și începem procesiunea, și v-am explicat săptămâna trecută, ce importantă este procesiunea sau procesiunile în viața noastră creștină. Ele ne aduc aminte că suntem călători, în mers spre casa veșnică a lui Dumnezeu, spre paradis. Deci aceasta este o procesiune. Când ies din casă, am încuiat ușa la apartament sau dacă sunt la țară, ușa și poarta și pornesc spre biserică.
Deci de așa, de atunci începe Sfânta Liturghie. Și ce frumos este, la țară se experimentează mai mult, dar și la oraș. Când oamenii vin din diferite, de pe ulița asta, de pe ulița cealaltă, de dincolo, la fel și aici, când ne apropiem de biserică, pentru că întâlnim mulți în oraș. Dacă am stat în fața bisericii, să vedem cum vin și pe poarta aia de acolo și pe cealaltă când se va deschide și prin gang probabil se va deschide la sărbătorile mari, se adună poporul. Și intrăm în casa lui Dumnezeu, trecem pragul bisericii și intrăm în casa lui Dumnezeu. Vedeți? Când începe Sfânta Liturghie, începe cu procesiunea aceasta a tuturor credincioșilor care ies din casele lor și se îndreaptă pe jos sau cu mașina sau cu bicicleta spre casa Tatălui. Formăm adunare. Asta e biserica, eclezia în limba latină, adunare. Nu virtual, am trăit prea mult și acum trebuie să insistăm să ne se acorde acest drept, că este un drept al omului de a profesa credința, religia. Nu este o favoare pe care o cerem președintelui statului sau, știu, autorităților civile. Nu mereu să ne milogim la ei, să ne recunoască un drept. Am înțeles, am suportat o perioadă, dar nu la infinit, pentru că atunci își pierde noțiunea de biserică. Eclezia înseamnă adunare, când suntem împreună. Și este un drept al omului să-și profeseze credința, religia. De aceea vom insista în cererile noastre pentru a relua viața de credință, să simțim cu adevărat că suntem biserică. Ajungând la biserică, trebuie să trecem pragul, să intrăm pe ușă. Avem trei uși. La bisericile mari sunt trei uși. Bisericile secole de-a rândul au fost construite în cam plus minus în același stil, cu trei navate, dacă e biserică mare. Și le avem și acum în comunitățile mari. A noastră este modernă aici, catedrală, rotundă, dar are tot trei uși de intrare. Și aceste trei uși au și ele simbolismul lor, semnificația lor. Ne aduc aminte de sacramentele inițierii creștine, cele trei uși, botezul, mirul, Euharistia. Dar voi reveni cu altă ocazie pentru a explica detalii. Deci trecem pragul, intrăm pe ușă, înăuntru, și atunci trebuie să ne aducem aminte de Iisus care spune, și am auzit chiar duminică acum, eu sunt poarta, că venim la El în biserică, eu sunt poarta. Dacă cineva intră prin mine, va fi mântuit. Ioan, capitolul 10, versetul 9. Intrând prin acea ușă, facem un pas în plus spre mântuire și ne deschidem inima în prezența Domnului, în prezența lui Iisus Hristos. Asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm, nu înseamnă că nu trebuie să depunem un pic de efort ca să înțelegem. Că dacă tot vedem, vorbind în biserică, intrăm și încă mai avem ceva de spus până trecem și de antreu până încoace, pierdem din ceea ce ar trebui să câștigăm participând la Sfânta Liturghie. Când am ajuns la ușa bisericii și trecem pragul să intrăm în casa Domnului, să ne obișnuim, să lăsăm la ușă problemele și grijile și temerile și bucuriile noastre lumești, toate le lăsăm acolo. Și încercăm să ne punem în prezența lui Dumnezeu. Și intrând în biserică, sunt aghiazmatarele. Acum tot din cauza epidemiei s-a scos apa din aghiazmatare, s-au uscat săracele aghiazmatare acolo, dar au rolul lor acele aghiazmatare. Se pune de la aghiazmă, apa sfințită, se pune acolo, am intrat în biserică, înmuiem degetul în apa sfințită, și facem semnul Sfintei Cruci. Aduceți aminte de pilda care am dat-o eu cu Iisus, care spunea predicator, a venit seara și a rămas peste noapte, nu mai intru în detalii, că nu-mi permite timpul să repet pilda aceea, dar este semnificativă. Și când au venit dimineața, au deschis biserica, peste tot era scris, atenție, 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 și am spus atunci, să fii atent,
cum faci cruce, să fii atent cum îngenunchezi, să fii atent cum participi la Sfânta Liturghie și așa mai departe. Preotul să fie atent cum celebrezi și așa mai departe. Deci să facem frumos, cu demnitate, Sfânta Cruce. În ritul nostru latin, în ritul oriental, este cu trei degete, la noi cu toată palma. Și facem frumos, în numele Tatălui, nu trebuie să spunem cu voce tare, dar spunem în taina sufletului, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, sunt în casa lui Dumnezeu, acum intru în casa lui Dumnezeu și îngenunchez. Îngenunchierea care e specifică în ritul nostru latin, pentru că în ritul oriental nu există îngenunchiere, este înclinație profundă a trupului. Noi avem și îngenunchiere și înclinație toate la momentul lor, în cadrul celebrării Sfintei Liturghii. Deci îngenunchiem frumos și luăm un loc în bancă, dacă nu mai sunt locuri în bancă, stăm în picioare, găsim un loc potrivit pentru ca să participăm la Sfânta Liturghie. Și abia atunci începe efectiv celebrarea Sfintei Liturghii, după ce am ajuns. Deci începe de acasă procesiunea, venim, intrăm în biserică și începe efectiv celebrarea Sfintei Liturghii. Și câteva cuvinte, cum mai permite timpul, despre riturile introductive la Sfânta Liturghie. Este, să spun așa, pragul prezenței lui Dumnezeu, riturile introductive. Am putea spune că aceste rituri introductive de la început, care introduc Sfânta Liturghie, constituie pragul pe care Biserica ne invită să-l trecem. Riturile introductive. Deci nu mai ne gândim la pragul de la biserică, n-am intrat în biserică, trecem pragul bisericii. Începem efectiv Sfânta Liturghie și să-i spunem la acesta pragul, riturile de început ale Sfintei Liturghii. Și aici putem vorbi, ca să mergem tot pe o asemănare, de trei trepte pe care trebuie să le urcăm. Uite că sunt aici tot trei, una, două, trei. Asta ca asemănare. Riturile introductive au trei trepte. Prima treaptă este alcătuită din procesiunea pe care o face preotul, din sacristie, fie pe ușa de acolo, fie când e mai solemn pe ușa aceasta, când e și mai solemn înconjoară și intră pe mijloc, procesiunea. Apoi cântarea care însoțește procesiunea preotului sau a preoților, a ministrantului, cel care duce crucea la solemnități, cadelnița și așa mai departe. Deci procesiunea, cântarea care însoțește această procesiune și salutul. Salutul nu numai e al preotului adresat poporului, dar preotul salută mai întâi masa de jertfă. Dar revin imediat. Despre aceasta vreau să explic în câteva cuvinte acum și voi continua vineri partea sau treapta a doua și apoi treapta a treia. Pășind pe prima treaptă, așadar spre Domnul Vieții, începe procesiunea. Procesiunea preotului însoțit de ministranți. Procesiunea este o acțiune simbolică și nu o paradă sau în baie de mulțime, să ne dăm în spectacol. Are rolul ei, simbolismul ei, procesiunea aceasta, a preotului și a celor care îl însoțesc, intrând la altar, aici în prezbiter. Ea simbolizează venirea lui Iisus. Când vedem că intră preotul la liturghie, după ce am intrat, ne-am așezat la locurile noastre, eventual cei care veniți mai devreme, ca o pregătire puteți face Sfântul Rozariu cu ceilalți adunați în biserică. În general se obișnuiește, mai ales la principalele liturghii. Deci ca o pregătire spirituală. Și apoi începe, sună orga, începe cântarea, începe procesiunea. Când vedem că vine preotul însoțit de ministranți și ceilalți, să ne închipuim pe Iisus care vine cu crucea pe umeri. Vine cu crucea pe umeri și ajunge la locul unde va reînnoi jertfa crucii sale. Că aceasta este Sfânta Liturghie, reînnoirea jertfei lui Iisus și ospățul pe care El ne-l oferă, trupul și sângele său,
drept hrană pentru sufletele noastre. Deci procesiunea înseamnă, simbolizează venirea lui Iisus Hristos în sânul comunității care îl așteaptă. Și preotul nu vine îmbrăcat la cravată, cu costum, nu știu ce, și pantofii făcut lux, și știu. Preotul este îmbrăcat cu odăjdii sfinte. Nu este permis unui preot decât dacă e închisoare, ferească Dumnezeu, cum știm despre martiriul nostru, fericitul Anton Durcovici, și mulți alți episcopi care au reușit pe ascuns să prindă un pic de vin, un pic de pâine, închisoare, să celebreze în hainele vărgate. Dar asta e cu totul excepțional. În mod obișnuit, Sfânta Liturghie se celebrează cu haine specifice pentru Sfânta Liturghie, veșminte liturgice, ca să arate că nu săvârșește preotul ceva în numele lui propriu, ci el acționează în numele lui Hristos, cum se spune în latină, in persona Christi, în persoana lui Iisus Hristos. Procesiunea ne aduce aminte iarăși de faptul că suntem și călători când trăim pe pământ. Dar nu mai insist la această explicație pentru că v-am dat-o. Odată cu procesiunea, cântarea. Cântarea care însoțește procesiunea trebuie bine aleasă, aceea trebuie să fie atenți, domnii dascăli, organiștii care mă ascultă acum și spuneți și altora care eventual nu mă urmăresc acum. Cântarea trebuie pregătită, nu atunci să văd eu intru și caut acolo și găsesc o cântare. Este foarte bine și chiar îndemn pe toți dascării, ca și preoții care celebrează, să colaboreze cu organistul, cu cântărețul, cu scola cantorum și să aleagă cântecele potrivite pentru început. Uitați, eu am adus acum iarăși colecția pe care e de la întâi, de la prima duminică din Advent de anul acesta. Voi cere obligatoriu să fie cântată de aici. Am dat încă un timp și mai sunt câteva luni bune pentru ca fiecare să se acomodeze cu cântările din această colecție. Și aici avem cântece pentru tot. Nu sunt toate, că mai sunt și alte cântece, nu oprim creația muzicală. Dar aici găsim cântecele potrivite pentru începutul liturghiei sau după timpul liturgic, dacă este Advent, dacă e Crăciun, dacă e Paște. Putem cânta la început, la ofertor și la sfârșit un cântec specific timpului liturgic. În restul anului, cântece potrivite pentru intrare. Nu încep dacă e ziua de Paște, ca să spun așa un exemplu. Intră preotul și încep să cântă un cântec de morți. N-am nicio legătură una cu alta. Toate au un rost. Cântările, gesturile, riturile, toate au un rost, un simbolism și trebuie să meargă acordate frumos și armonios pentru ca să beneficiem de roadele Sfintei Liturghii. Așadar, cântarea însoțește procesiunea preotului până la altar. Și împreună putem spune că formăm o sinfonie a aceleași credințe prin cântările noastre, unde este cor pe voci și bine pregătit, biserica cere să și recomandă să se păstreze, dar recomandă mai mult să participe toată adunarea. Tot poporul care vine la Sfânta Liturghie să nu stea ca spectator. De aceea se cuvine și noi insistăm mereu, chiar când cântă corul pe voci, măcar unele părți să fie alese cântece, răspunsuri la care să participe tot poporul lui Dumnezeu, cu o adevărată sinfonie a aceleași credințe care ne unește în armonie, în ciuda tuturor diferențelor. Și salutul. Salutul. Prima dată preotul îl îndreaptă spre masa de altar și o salută. V-a spus că masa de altar este obiectul cel mai important dintr-o biserică, pentru că este masa pe care se jertfește Iisus, altarul de jertfă și altarul, ospățul pe care El ne-l oferă, trupul și sângele Său la Sfânta Liturghie. De aceea vedeți când preotul ajunge în fața mesei de altar, face îngenunchierea, dacă este, cum avem și noi aici, tabernacolul, unde se păstrează Sfânta Euharistie. Dacă nu este tabernacol,
preotul salută, ca să spun așa, în ghilimele, altarul, masa de jertfă, printr-o înclinare profundă. Dacă este și tabernacolul, îngenunchează cu reverență, cu respect și apoi merge și sărută masa de altar. Și asta trebuie să o sărute cu pietate, gândindu-se pe masa aceasta altarului. Iisus, prin mâinile mele, ca preot, ca episcop, își renuiește jertfa de pe calvar. Și de aceea, cu toată pietatea, trebuie să sărute masa de jertfă. La solemnități, tot ca salut și atenție acordată mesei de jertfă altarului, preotul incenziază altarul, așa cum ați văzut, și crucea care este lângă altar, în timpul Paștelui și lumânarea pascală. Și abia după aceea preotul nu rămâne la altarul, la masa de altar, asta e masa de jertfă. Aici are loc a doua parte principală a Sfintei Liturghii. De aceea am insistat și insist la toți parohii, în toate parohiile, să înceapă Sfânta Liturghie nu de la altar, acolo e masa de jertfă. Acolo începe a doua parte. Liturghia începe lângă altar, la așa numitul scaun prezidențial. Uitați-vă, acolo este scaunul prezidențial scos puțin în evidență față de celelalte scaune. Acolo stă preotul care prezidează, care conduce ca celebrant principal Sfânta Liturghie atunci când sunt mai mulți preoți. Iar episcopul are scaunul lui, numit catedră, de aici catedrală. Una singură este catedrala într-o dieceză. Acolo unde episcopul celebrează la marile sărbători și de unde episcopul predică, catehizează, cum fac eu acum, puteam să mă duc acolo, era bine și acolo. Dar recomandă biserica, episcopul să înceapă Sfânta Liturghie de la catedra lui, de la acest scaun și de la acest pupitru. Asta e misiunea principală a preotului, a episcopului, să catehizeze, să învețe lumea. Deci prima parte principală a liturghiei, care se numește liturgia cuvântului, are aceste rituri de introducere, pentru că apoi să înceapă, propriu-zis, lectura, lecturile sfinte. O să vă explic la momentul potrivit. Acum, deci, revin la altar. După ce preotul principal ajunge la scaunul prezidențial, de acolo începe continuă, ca să spun așa, sau dacă spuneam mai înainte, începe efectiv Sfânta Liturghie cu semnul Sfintei Cruci, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. De ce cu semnul Cruci? Viața creștinului, a preotului, a oricărui creștin, este marcată de cruce, de la leagăn și până la mormânt și după aceea. Că dacă mergem în cimitir, la căpătâiul fiecărui în cimitir creștin, stă crucea. Și începe Sfânta Liturghie cu semnul Sfintei Cruci și apoi salutul adresat poporului. Domnul să fie cu voi, sau pacea Domnului să fie cu voi. Vedeți, semnul Sfintei Cruci este amintit Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cele trei persoane din Sfânta Treime, care toate sunt prezente la celebrare jertfei Sfintei Liturghii. Este Tatăl care ne-a creat, Fiul care ne-a răscumpărat prin pătimirea, moartea și învierea sa și Duhul Sfânt care ne sfințește mereu în toată viața noastră și prin puterea căruia pâinea și vinul de pe altar devin trupul și sângele lui Iisus Hristos. Ăsta e rostul semnului crucii de la începutul Sfintei Liturghii. Și apoi salutul, Domnul să fie cu voi. Atenție, acest salut pe care preotul îl adresează sau episcopul poporului nu este propriu-zis un salut, cum a spune, cum ne salutăm noi, bună dimineața! Sau știu alte formule pe care nu este un salut acesta propriu-zis, este o vestire. Preotul dă veste poporului că Domnul e cu voi, fraților care ați venit la biserică, Domnul este cu voi. Este o vestire mai mult decât un salut. Și la fel răspunsul pe care
credincioșii îl dau preotului. Nu este un răspuns la un salut propriu-zis, ci este o vestire din partea poporului. Părinte, ne-ai adus vestea asta că Domnul e cu noi, dar și noi spunem că ești cu tine și cu Duhul tău, nu numai cu noi. Așa trebuie să percepem acest salut pe care îl face preotul la începutul Sfintei Liturghii. Și în felul acesta sunt temi introduși în prezența discretă, dar reală, a lui Dumnezeu între noi. Iată-ne așadar, făcând prima treaptă, pășind prima treaptă, că așa am asemănat-o, pentru participarea la Sfânta Liturghie. Va urma vineri seara ca să continui a doua treaptă, care cuprinde actul penitențial și imnul gloriei la sărbători. Dar mă opresc aici acum. Eu sugerez pentru toți câteva întrebări pentru meditație personală sau discuții în grup, în familie. O primă întrebare. Am cunoscut eu un creștin sau un sfânt pentru care Sfânta Liturghie înseamnă inima vie a Bisericii? Cu siguranță toți cunoaștem o persoană sau altă, un preot, un laic, care într-adevăr pentru el liturghia înseamnă totul și lasă totul deoparte când aude că este vorba de celebrarea Sfintei Liturghii, nu mai spun duminica și în sărbători. Dar să ne întrebăm fiecare, cunosc, câte persoane cunosc eu pentru care liturghia este într-adevăr inima vie a Bisericii? Ceea ce spuneam înseamnă inima pentru trupul nostru, este Sfânta Liturghie pentru viața Bisericii. Altă întrebare, prin ce imagini aș descrie importanța Sfintei Liturghii în viața mea? Cu ce aș asemăna? Spuneam una cu inima. Putem să o asemănăm cu altceva care este vital pentru noi, aerul. Dacă nu ai aer, mori. Sau cu lumina, sau cu alte. Deci, prin ce imagine ar descrie eu importanța Sfintei Liturghii? Aș asemăna-o ca să-mi dau seama cât de importantă este pentru mine, pentru viața mea, a familiei mele. Altă întrebare, cum acționează Dumnezeu pentru mine la Sfânta Liturghie? Din cele ce v-am explicat astăzi. Înțeleg că Sfânta Liturghie este cu adevărat cea mai minunată acțiune a lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Cum aș putea apoi fi și eu instrument al chemării pe care Dumnezeu o adresează tuturor de a-L întâlni? Adică sunt dispus să-i învăț și pe alții, să le explic și altora ce înseamnă Sfânta Liturghie, participând la aceste cateheze și învățând eu mai întâi, să spună fiecare, sunt hotărât ca să îi învăț și pe alții? Altă întrebare, ce înseamnă pentru mine salutul altarului? Și apoi salutul pe care ni-l adresează preotul și răspunsul pe care eu îl dau preotului. Am reținut bine din această cateheză ce înseamnă acest salut, că el este mai mult o vestire decât un salut. Și alte întrebări pe care vi le puteți spune fiecare. Am ajuns acum și la sfârșitul acestei cateheze. Este potrivit, m-am gândit atunci când am decis să fac aceste cateheze despre Sfânta Liturghie, pentru că în timpul Adventului și în timpul postului mare, timpul era limitat și catehezele de atunci se refereau la textele din duminica următoare, textele din Sfânta Scriptură. Și de aceea n-am voie să amestec una cu alta și am rezervat pentru acest timp pascal să explic pe îndelete Sfânta Liturghie. Să o înțeleg și eu care vă prezint, ocazie de a reînnoi atâtea cunoștințe și preoții, că mulți, da, eu știu ce trebuie făcut. Nu, ia să luăm așa mărunțel, să vedem câte lucruri, detalii care nu le-am știut sau nu le-am băgat în seamă, ca într-adevăr să pot celebra cu demnitate, cu sfințenie Sfânta Liturghie. Ca preot, ca episcop și credinciosul să pot participa cu real folos la fiecare Sfântă Liturghie, să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc tuturor celor care ați fost prezenți în comuniune cu noi, cei puțini care suntem acum aici în catedrală, și îl rog pe Dumnezeu, înainte de a vă da binecuvântarea, să ne susțină pe toți cu harul Său, cu lumea
lumina sa cu Duhul său Sfânt, ca să beneficiem de roadele spirituale ale acestor cateheze. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Cateheza s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Creștinul e sărbătoare, căci Hristos din morți a înviat.